Femeia și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autocamion care transporta autovehicule pe drumul național 73. Accidentul s-a petrecut în comuna Argeșana Rucăr. Un bărbat de 32 de ani din Pitești, care conducea un autocamion specializat pentru transport autoturisme din direcția Câmpul Lung spre Brașov, în împrejurări care vor fi stabilite din cercetări, a lovit o femeie de 60 de ani care s-ar fi angajat în traversarea drumului. Din nefericire, a fost declarat decesul persoanei în cauză. Echipajele medicale care au intervenit la fața locului au constatat decesul victimei. Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.